Vă salut și bine ați venit la un nou episod de pe canal. Înainte să încep, hai să vă prezint repede aici, că ne grăbim, că avem trafic. Ghiciți cine a venit la noi în Turcia? Cătălina, uitați-o pe Cătălina. Salut, Cătălina, salut. Acum hai să ne vedem de treabă. Bun. Salutare și bine vă regăsesc la un nou episod de pe canal. Ușor să nu avem probleme. În acest episod, prieteni, suntem... Adică... Da, mergem să mai creierăm, că mai avem un câmp. Mai avem un câmp destul de micuț. Așa, cred că se vede de aici, nu se vede de aici. Așa, unde este, aha, deci acum la stânga. Bun, haide că în spate totul bine, e totul bine. Cătălina e acolo, așa, și m-am trezit de dimineață cu un apel de la Cătălina și a spus că aplicația este în drum spre mine, că hai să vă explic cum este treaba, că mai am o fermă, după cum o și știți și dumneavoastră foarte bine. Ferma mea, baza mea, casa mea, România acolo. Și s-a mai angajat încă unul, adică încă doi, Sebastian, care este angajat de ceva vreme, știți, l-ați mai auzit. Și s-a mai angajat încă un băiat pe care l-am vorbit la telefon cu el, îl cheamă Adrian, așa, și a spus Cătălina că dacă vreau să vină să mai mă ajute și pe mine, că oricum nu putea să mă înțeleg cu turcul. Adică turcul e turc, n-ai ce să înțelegi. Nu vorbim limba, nu... Da, știți și voi treaba. Așa. Și m-am trezit de dimineață cu un apel. Asta de mult. Deci asta de mult că ar fi vrut Cătălina să vină aici să mă ajute. Și... Dimineața m-am trezit cu un apel. Bă, vezi că... veni în țară, sunt la aeroport. Să-mi spui pe unde... Deci, până oară m-am bucurat, adică o să am aici ajutorul să pot și o să mă înțeleg cu cineva, așa, și o să mai lucrez și turcul cu mine, deci o să mai colaborez și cu turcul, dar, bineînțeles, nu chiar așa, adică cum o să ne trebuiască mai multe persoane, adică cum ar fi să ducem utilaje de colo-colo, atunci o să mai colaborăm și cu turcul, o să mai luăm alți, mai mulți turci ca să ne ajute, dar asta ar însemna să vin cu toată ferma mea de acasă, cu toți muncitorii mei. Și nu e bine așa. Bun. Am mai postat și eu, dar astăzi, prieteni, o să apară, sau nu știu, adică da, astăzi, când vedeți episodul ăsta, mai exact 20 și... cât suntem astăzi? 25 ianuarie, deci astăzi, când vedeți voi videoclipul, sau nu știu acum când îl vedeți, dar 25 ianuarie, astăzi, o să apară două videoclipuri pe canal. Deci... fie că o să apară unul mai devreme și unul mai târziu, dar e important că o să apară două videoclipuri. Un fel de revanșă, că n-am mai postat așa o săptămână. Bun. Sper că nu sunteți supărați pe mine. Astăzi că mai am și o treburi și nu pot toată ziua să filmez, să editez, să nu mai așa. Deci e o treabă destul de... obositoare, deci pot să spun obositoare să și filmez, adică o altă muncă în plus. Și acum am prins aici momentul, am fost eu în toane bune și am spus hai să mai facem și noi un episod, că am mai postat două săptămână, așa, și cam așa stă treaba. Bun, încă suntem la greu, am mai terminat de trăierat încă unul mare, un câmp mare. Am luat, nu mai știu exact, cred că 14 tone am luat, deci vreo, nu mai știu câte remorci, am luat, cred că vreo 10 remorci, vreo 4-5 remorci, cam așa, dus, întors, iar dus, iar întors, iar așa. Până la urmă am colaborat cu turcul ăla, deci ascultați și voi, am colaborat cu el pe Google Translate, sau Google Translate, deci... eu îi scriam în română, îl traduceam în turcă, adică știți și voi ce este Google Translate, nu? Adică, da, că și voi îl folosiți, și eu îl folosesc, chiar și când vorbesc cu turcul și în afară, adică mai sunt câțiva termeni ăștia pe care nu-i mai folos, adică ca mulți termeni, că nu știu un cuvânt în turcă. Bun, dar asta este viața, ce să facem, mergem și noi așa, ne pătim cum putem. Bun, și am colaborat, eu îmi scriam în română și el îmi scria mie
cum turcă și îl traducea în română, deci a fost o încurcătură destul de mare. Mai știa și engleză. Prima oară vorul meu ăsta mi-a spus că știe engleză destul de bine. Bă, deci dacă mă credeți, doar hello și bye bye știe să spună în engleză. Deci în restul facem prin semne așa, prin... Eu, color, tu, tractor, tu, adică... Nu înțelegeți și voi. Bun. Dar astăzi, hai să nu mai, să nu dăm hate la săracul turc, că îl înțeleg. Și eu sunt la fel ca el, adică cel puțin el din perspectiva asta mă vede pe mine și eu din perspectiva asta îl văd pe el. Deci suntem un tip la el. Bun. Haide că s-a umplut aproape combinatorul nostru aici. Este 90, pardon, scuzați-mă. Și uitați, surprise, am terminat și câmpul. Mai avem încă câteva ture. 2 tone am luat în combina avem aici, 2 tone 700, haide bă moșule, babo ce-l fi urcă. Opa, cam greuț, ce să facem astăzi, bun. Și după ce o să terminăm de trei la prieten, o să ne ducem cu, văd că Cătălina cred că s-a dus la magazin acolo, da, că nu este tractor, așa. După o să băgăm la ce? La făcut baloți. Am făcut de pe primul câmp și de pe câmpul ăsta am făcut baloți. Restul că am avut încă unul, adică încă două, dar pe ele nu am făcut baloți. Că n-am făcut baloți că se consumă cam multă benzină. Adică când fac paie, se consumă mai multă benzină și combina merge mai turată. Dar așa că nu fac paie, merge mai liniștită, mai... Da, cred că înțelegeți. Dar asta este. Oricum ne mulțumim. Hai și să... Opa! Sorry. Stai. Bun. Haide să mergem cu seava așa ca să nu mai pliem de fiecare dată când avem nevoie. Că oricum mai avem încă 2-3 ture. Și termină și noi câmpul ăsta. Uitați. Un câmp normal, un câmp obișnuit, un câmp mai de bucet așa. Dar ne face treaba cu el. Câmpul ăsta de bucet, cum îi spus eu acum, o să ne aducă bănuți. O să ne aducă bănuți și după nu o să mai fie chiar de bucet. Adică după o să-l dai cu un preț destul de mare dacă ar fi să-l dai. Mamă, dar ce greu urcă combina asta. Este un pic puțin de alt, după cum vedeți aici că se cunoaște. Și nu face... N-are putere combina noastră să urce. Așa. Bun. Dacă am coborut-o, e totul în regulă. Și ce mai faceți? Ce mai faceți? Da? Bine, sănătoși? E bine să fiți sănătoși și bun și bine și... Rog. Da. Așa. Încă o tură mai avem aici. Și terminăm și noi câmpul ăsta. Și terminăm tot sezonul nostru de trierat, deci îl terminăm de adevărat de data asta, da? Deci de data asta, gata pe anul ăsta, acum este anul viitor, de la vară mai continuăm iar, dar, da, 410, 13%, 420, prieteni, de kilograme de greu. Hai să mergem să descărcăm și după pornim către căsuța noastră fermecată. Să schimbăm aici la UTB-ul, să schimbăm vagonul de cuplat la UTB-ul aici, să schimbăm utilajul într-unul, cum să spun eu, interactiv așa, adică mai interesant, mai complicat. Exact, hai să nu vă mai lungiți. Băgăm la făcut de baloțe. Oh, gata, așa, repede. Bun. Deci băgăm acum, prieteni, la făcut de baloți. Și o să revin, că văd că nu este nici Cătălina, iar a plecat de aici. O să revin când ajungem acasă, că e drumul lung și n-are rost să vă rețin. Hai că vă vedem. Vă regăsesc acasă, mamă, uite, bă, a funcționat, uite ce repede, direct acasă m-am teleportat. Hai să oprim aici muturașul
Combina direct în garaj, bun frumos, da, nu știu cât de bun a ieșit. Transdicția asta cred că se numește, da. Dar mă rog, nu contează, nu asta este, nu asta este rolul la videoclipul ăsta. Bun, am lăsat aici tractorașul, uitați-l. Cu remorca am descărcat și haideți să băgăm și remorcuța la garaj. După ce o băgăm la garaj, mergem cu presa de balos să vă... Stai mă, așa, ce fac pe aici? Așa. Mergem să cuplăm presa de balos, după începem cu balotatul. Să vedeți cât de greu o să pun presa asta de... Nu presa, mă, că nu e presa de balos asta. Remorca... Aoleu, fa, deja mi-a venit... Deja mi-a venit rău. Hop. Așa. Hai un pic, stai că... Bun. Ia mai un pic. Oprim, dăm în față un pic. Continuăm. Uf. Mai ceva? Nu. Hai că băgăm lângă disc acolo. Nu, lovesc. Ba nu. Nu lovesc. Hai să continuăm. Ușurel, ușurel, ușurel. Oh, mama, 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 cam mare dauna. Hum. Și gata, am parcat. Cam mare dauna. Ha, mă, că n-are nimic. Ce mai, remorca mea din lemn, din remorca mea antică este încă în picioare. Bun. Haideți să mergem să cuplăm acum presa și să începem altă categorie de muncă. Bun, prieteni, haideți să continuăm aici. Am luat presa de valoțoi aici. Asta este, nu cred că v-am arătat-o, nu știu. Bun, este una de la New Holland Road Belt 150. Un balot are 4 tone, atât cântărește, 4.000 de kilograme. Și haideți să nu mai pierdem timpul. Așa, haideți să o coborâm. Bun, ia, merge? Hai că merge, e totul bine. E totul bine, ia uitați cu ce viteză, cu 20 la oră, 19 la oră. Bun. Așa, eu n-aș fi avut chiar o mare nevoie de baloți. Dar am și oițe. Le știți? Dacă nu le știți, uitați-le în spate acolo. Și pentru ele fac asta, că eu n-am, adică nici acasă la mine nu m-am ocupat de balos, cine știe ce, adică nu că cine știe ce, chiar nu m-am ocupat de ei. Dar, acum, asta este, hop, hop, gata. Și prieteni, o să vreze ceva până terminăm aici câmpurile, că avem două câmpuri, nu știu dacă o să pot să le fac pe amândouă în episodul ăsta, că oricum astăzi o să mai apară un episod. Și... Cred că nu vreau, adică nu știu dacă vreți să-l vedeți, dacă nu... Asta se nu forțesc pe mine. Dar vă anunț să știți că... O să mai apară un episod astăzi, nu știu mai exact la ce oră. Ori... Acum ceasul este 4, confirmez. Deci... 4, 3 și 10. Însă... Așa. Dar în realitate nu știu al doilea pe la cât o să apară, cred că pe la un, nu știu, sigur, nu știu, văd eu ce, că trebuie să pregătesc și aici alte, așa, mă rog. 99, hai un pic, hop, gata. Doi baloți, ăsta este al doilea balot, haide să dăm înainte. O să avem ceva de lucru, prieteni, așa că... O să mai revin după ce mai terminăm din câmp. Bun. Și tot fac mult pe aici, așa. Haide să ne pregătim aici. Adică mai ne pregătim, mă uitați cât mai avem. Deci tot ce mai vedeți aici, atât mai avem. Bun. Și o să terminăm câmpul ăsta și după o să ne mutăm pe următorul câmp. Ăla este, avem noroc, este mai micuț un pic. Adică mai micuț, da, este mai micuț și o să meargă mai repejor și după o să strângem baloței, asta o să se întâmple în episodul al doilea, așa că dacă vreți
Să știți ce o să fac în episodul al doilea, e bine, o să strângem baluții cu Massey Ferguson, cu cupa, cu remorcuța, cu toate, toate, toate. Așa. Și... cam atât. Haideți să mai luăm pe aici bucățile ăștia. Hop. Așa. Bun. Acum. Deci mai avem 1, 2, 3... cred că 4 ture mai avem. 4 sau 5 ture. Cel mai probabil 5 ture, da. Nu știu câți baloți am făcut. Oricum, cred că am făcut ceva baloței. Deci am făcut după cum și vedeți și voi dați. Da, avem ceva baloței. Opa. Vedeți? Dacă nu ești atent, i-au dat ce se întâmplă. Așa. Mă, dar ce tot, așa, tot intră Facebook-ul, nu mă lasă în pace, bun. Ia, opa, opa, a fugit baloțelul, a fugit baloțelul, i-au dat spre din baloțelul. E, și unde crede el că se duce? Crede că ajunge în România la noi dacă fuge așa. Ia, hai gata, oprește-te la umbră, că ai obosit. Așa, bine, da. Bun. Hai să ne vedem de treaba noastră. Mai avem încă câteva ture mici. Adesea nu le mai fac, dar totuși. Totuși am consumat puterea la combină făcând ăștia, rândurile astea. Și ce să mă le facem? Ne mai strângem acolo din ele un baloțel. Da. Încă una mai avem. Uite, asta de aici. Mai avem după resturi, ia, să-l împingem un pic, hopa, 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 bun, e bine, e bine. Și gata, prieteni, am terminat, haideți să mai luăm resturile astea mai mari, care nu le-am mai făcut. Bun, uite și asta de aici, așa, cum ar fi asta de aici, hop, așa, altceva în partea aia mai am, preduitați. Acolo în față. Mamă, dacă am mult. Da, bun, hai că ajunge. Acum, prieteni, oprim frumos asta. O strângem. Bun, gata, am băgat-o la cutie. Capul la cutie. Și acum fugim repede către câmpul următor, ultimul câmp pe care îl avem de făcut cu baloți. Și cam asta facem. Adică am terminat foarte repede câmpurile de baloți. Dar o să spun asta la sfârșitul videoclipului, pentru că nu l-am terminat. Bun, prieten, gata, am revenit. Hai ca să ne băgăm repede aici. Așa. Bun. Am ajuns la ultimul câmp, care este, uitați, fix în fața noastră, uitați-l aici. Bun. Haide că ăsta câte una, două, trei, hai, 10 maxim, cred. Ture avem de făcut și o să terminăm și pe ăsta, o pornim frumos și o luăm direct în viteză, așa, prin ele, ia uitați. Ia uitați cât de tare merge treaba aici. Avem câteva ture de făcut și terminăm și câmpul ăsta și terminăm cu baloții și după o să ne pregătim să-i strângem. Astăzi, îi strângem, astăzi, da. Și... mamă, s-a umplut, uite că n-am văzut. Așa. Îi dăm aici o descărcare, sper că nu îi fură niciun bandit pe aici. Dar nu cred că fură nimeni, că e Turcia, nu e România aici. Așa. Bun. Ne întoarcem frumusel aici. Bun. Una, în afară de asta, una, două, trei, patru, cinci, șase. Și cu mărginile, da, o să avem ceva de făcut, ceva ture de dat pe aici. Uite că ăștia le iau ultima dată, acum mă duc înapoi aici. O să le iau, uite pe ăștia care mi se mie mai ușor să le fac. Și alea mai de urță, opa, le lăsăm mai la sfârșit. Așa. Îi dăm o descărcare, ia să vedem pe unde o iau. O ia balotul la deal sau la vale? Aha, că n-am luat-o niciunde, da. Da, haide că o ia balotul numai la deal. Dacă este, da. Bun. Aici, balotul ăsta pe mine mă încurcă. Chiar mă încurcă acolo. Haide să tăiem aici din coada asta. Bun. Și am intrat înapoi pe banda noastră, pe banda noastră de Formula 1.
Bun. Și... Așa... 80%, deci mai avem câteva ture, prieteni. Hai că mai revenim, că... Opa! Dar nu știu, nu sunt atent, adică nu văd că se umple asta. Dar trebuie să bipăi mai tare un pic ca să aud, că eu sunt mai sol așa de felul meu. Așa, o descărcăm frumos. În interior e totul curat, e totul bine. Și... Uitați, balotul a fugit. Deci a fugit, dar nu l-am monitorizat video. Bun, hop. Opa, ușor și aici. Așa. 3 ture, prieteni. 3, 4, 5, 6. Nu le pun pe alea, nu le pun pe alea. Pe alea, că nu pot să spun că... asta, bucata asta de aici este o tură. Adică, nu știu. Acum voi decideți și voi dacă eu vorbesc bine sau nu vorbesc bine. Ia, lovim parul, hai că nu l-am lovit. Bun, o coborâm de aici. Așa. Frumos. 75, 80, cred. Bun, 90. Hop, 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 hop. Bun. Bine, bine, bine. Hai că am făcut ceva baloți. Am făcut ceva baloți, mai așteptam să facem mai puțini baloți. Dar uite că n-am făcut deloc puține. Și chiar am făcut destul de mulți baloți. Adică o să ne rămână ceva mâncare pentru oi, că nu mănâncă oile toți baloții ăștia într-o zi. Bun. Și... Și presa de baloți este destul de bunicică. Cum fac aici? Hai să dăm cu spatele. Bun. Opa, ușor să nu lovim. Bă, dar din câte știu, cred că câmpul ăsta de lângă, uite la cu iarbă, este tot al nostru. Deci ia să ne uităm un pic. Am făcut aici sprinșa la... Ia, tot al nostru este câmpul. Ce să mai e gardul nostru, dacă este... Iau sârma de pe gard, lemnele le bag în sobă și... Le unesc. Ia uite, o idee, mi-a venit o idee pe care cred că o să o pun în aplicare cândva, ori acum, ori mai târziu. Da, o să unim, adică noi avem multe câmpuri, adică dorul meu ăsta că el a fost șeful aici, a ajuns mai prostia, serios. A cumpărat câmpuri, bă, a cumpărat câmpuri de iarbă cât, cât tot satul nostru care era în România acolo. Bă, pentru 20 de oi. Pentru 20 de oi când cumperi tu. Ia să ne uităm repede să vă spun. De iarbă. 1, 2, 3, 4. 4, dar uitați-vă cât sunt de mari. Deci uitați-vă cât sunt de mari. Sunt de, au 3 hectare. Da. Aici a lucrat un pic fără logică. Părerea mea, ia scrieți în comentariu părerea voastră, că vreau și să știu dacă eu spun singurul care spun prostii pe aici, sau poate mai gândiți și voi la fel, dar nu știu. Dar eu cel puțin aș fi făcut așa. Da, mă rog, hai să nu mai certăm, că poate privește videoclipul și mă ia la bătaie. Îl vine și mai mă duc și afară și nu mai dă și niciun bani. Și gata, prieteni, am terminat câmpurile. Acum întrebarea mea este că... Ia! Hop! Ia uitați balotul. Îl vedeți? Ăsta e balotul. Încă nu este făcut în totalitate, dar cum cred... Nu știu. Nu știu, adică o să-mi rămână tot timpul balotul aici. Da. Cred că da, așa se pare, că o să rămână balotul până la anul, până o să facem, mă rog. Deci, prieteni, am terminat cu baloții. Ei, fericire, am terminat și de trei rate, am terminat, am făcut mai multe în episodul ăsta. Episod multifuncțional a fost ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. În episodul următor, care apare peste câteva ore, o să strângem baloței, acum o să mă duc să continui cu baloței, să-i strâng, fac filmarea, le editez repede și îl postez, sper că o să vă placă. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc pentru vizionare
Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, să-l călcați cu roata de la tractor sau să dați cu balotul peste el și să vă abonați și să apăsați, bineînțeles, pe clopoțel ca să primiți toate notificările care o să aibă loc pe canalul meu, adică notificări de la videoclipuri noi și știți și voi. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem peste câteva ore. Pa, pa!